În acest an, Biblioteca Județeană Ovid Densușian Hunedoara Deva împlinește 65 de ani de la înființare. Biblioteca poartă numele marelui lingvist român Ovid Densușian, provenit din renumita familie a densușienilor cu rădăcini în județul Hunedoara. Este o bibliotecă relativ nouă, ea nu are în spate istoria bogată a unor biblioteci precum cele din Iași, București, Sibiu, Târgu Mureș, Cluj-Napoca. Dar, alături de aceste biblioteci surori, Biblioteca Hunedoreană a stat mereu cu fruntea sus și a avut realizări demne de o instituție de cultură de prestigiu. La început a fost o simplă bibliotecă regională, în care activitatea preponderentă a fost împrumutul de cărți. Cu trecerea anilor însă, în ciuda tuturor greutăților întâmpinate, biblioteca a reușit să devină o instituție apropiată publicului, căutată de mii de cititori de toate vârstele. Chiar înainte de 1990, biblioteca a început să devină o instituție de cultură care, prin activitățile culturale organizate, a atras un public numeros de toate vârstele și categoriile sociale. Anul acesta, biblioteca marchează 65 de ani de existență prin elaborarea unui volum aniversar, la cărui realizare contribuie foști și actuali bibliotecari, într-o colaborare dintre generații. Volumul va fi lansat la începutul lunii octombrie la Salonul Hunedorean al Cărții. Dispozitivul de ordine și siguranță publică pentru mediul rural al IPJ Hunedoara s-a întregit cu 15 noi agenți de poliție încadrați din sursă externă. Polițiștii au fost încadrați pe funcții de ajutor al șefului de post în cadrul posturilor comunale ale poliției Băița, Brănișca, Șeimuș, Vețel, Dobra, Gura Sada, Lăpugiu de Jos, Zam, Tomești, Lelese, Vălișoara și Toplița. După ce au promovat concursul organizat în luna mai a acestui an, a informat IPJ Hunedoara. Proaspeții agenți vor depune jurământul de credință, după care vor lua parte la un concurs intensiv de pregătire teoretică și practică, organizat la una dintre unitățile de învățământ ale MAI. După absolvirea acestui curs, tinerii agenți de poliție se vor adăuga polițiștilor mai experimentați din cadrul posturilor comunale de poliție, sub îndrumarea cărora vor acționa în perioada următoare în activitatea de aplicare a legii. Totodată, până în data de 29 iulie, ofițerii Serviciului de Resurse Umane continuă activitatea de recrutare și selecția candidaților în vederea susținerii concursului de admitere la una dintre cele două școli de agenți de poliție, Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca și Vasile Lascăr din Câmpina. La aceste școli, concursul va avea loc la începutul lunii septembrie.